O tânără de 19 ani se află în stare critică după ce a suferit traumatism într-un accident rutier în care au fost implicate trei mașini. S-a întâmplat pe strada Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni din Chișinău. În această dimineață urmează detalii și alte știri. Mai mulți agenții economici din raionul Glodene au fost depistați în timp ce vând alcool și țigări fără acte de proveniență. Polițiștii au documentat activitatea ilicită în mai multe magazine din raion. În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliile și în spațiile comerciale ce aparțin agenților economici, oamenii legii au descoperit în jur de 162 de litri de alcool etilic, 110 litri de vin și peste 24.000 de țigarete fără acte ce ar dovedi originea și proveniența lor, valoarea mărfii ridicate se estimează la peste 50.000 de lei. Un bărbat în vârstă de 27 de ani a fost prins de carabinieri în Chișinău, în timp ce deținea asupra sa substanțe interzise. Cazul a avut loc în noaptea de 4 noiembrie, în timp ce echipajul de carabinieri executa serviciul de menținere a ordinii publice pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din Capitală. Bărbatul manifesta un comportament suspect și a atras atenția carabinierilor, fiind oprit pentru verificare. Acesta a recunoscut că deține asupra sa 8 pachetele cu droguri. La fața locului a intervenit grupul operativ al inspectoratului de poliție, centru care a ridicat pachetelele cu o substanță albă cristalizată. Bărbatul a fost condus la inspectorat pentru documentare și stabilirea tuturor circumstanțelor. O tânără de 19 ani a ajuns într-o stare extrem de gravă la spital după ce a fost prinsă între două automobile pe strada Mitropolit Gavril bănulescu Bodoni din capitală în această dimineață. În accident au fost implicate trei automobile. Primul impact a avut loc între o Skoda și o Toyota, urmată de o ciocnire cu o altă Toyota parcată. În timpul accidentului, tânăra a fost prinsă între autovehicule. Ea a fost preluată de ambulanță și transportată la spital cu mai multe fracturi.